Salutare tuturor, eu sunt Dragoș de la cel.ro, iar astăzi vă prezint un model de SSD de la Samsung pe nume 860 EVO. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a fi la curent cu cele mai noi prezentări. Modelul pe care eu îl am aici, în această cutie, este de 250 de giga și pe cutie scrie The SSD that makes the difference. Oare chiar face diferența? Tocmai de aceea am două laptopuri la fel, unul cu un HDD, unul cu acest SSD înăuntru, pe care voi instala Windows-ul și voi rula niște benchmark-uri să vedem dacă chiar face diferența. Dar, înainte de toate, haideți să desfacem cutia și să vedem ce găsim înăuntru. Am aici cuțitul meu de încredere. Și să desfac cutia fără să nu o rup. Dar ce e foarte bine închisă. Deci, înăuntru găsim SSD-ul în sine și manualul de utilizare, care este și el sigilat. După cum spuneam, am pregătit cele două laptopuri, iar pe două sticuri identice am kitul de instalare pentru Windows 10 Pro. Am pornit instalarea și am dat pe fast forward ca să nu mai așteptăm prea mult timp după aceste laptopuri. Configurația acestora este următoarea: un procesor i5-4210U, 4 GB DDR3, fără placă video dedicată. Totuși, este configurație destul de depășită, luând în considerare tehnologiile din ziua de astăzi. După cum putem vedea, SSD-ul a instalat Windows-ul în doar 9 minute, în final, după HDD, am așteptat aproximativ 22 de minute. Acestea fiind spuse, am configurat Windows-ul pentru prima utilizare, adică am instalat driverele, am instalat update-urile, ca să poată să-și facă Windows-ul absolut tot ce vrea el în background. Le-am dat shutdown, iar acum este prima butare după instalare. Așa, hai să vedem cât de repede butează cele două laptopuri. Le-am pornit pe amândouă. După cum puteți vedea, laptopul cu SSD a butat în câteva secunde, în timp ce laptopul cu HDD abia s-a mișcat. Bun, am văzut timpul de startup pentru ambele calculatoare și am observat că cel cu SSD este mult mai rapid. Haideți să vedem cum stăm și în cazul unui restart, deoarece Windows-ul vine cu opțiunea Fast Startup preactivată. Doar atunci când îl restartez calculatorul, se restartează complet. Practic își dă shutdown sub orice formă. Merg aici, am să selectez opțiunea Restart. Să merg și pe laptopul cu hard. Dăm și lui aici Restart. Și haideți să vedem cât de repede se restartează ambele laptopuri. Dar, din nou, SSD-ul câștigă și, cel puțin pentru mine, e o experiență mult mai plăcută în utilizarea unui laptop. Din nou, cum am spus și mai devreme, chiar dacă are o configurație mai veche. Practic, dacă ai avea un laptop mai vechi, poate chiar un quad-core, un Celeron sau un Pentium, un SSD ar face extraordinar de mult diferență. Acest SSD este dedicat utilizării home and office și consum media. Desigur, poate fi utilizat și într-un server, însă durata de viață și performanțele pot varia în funcție de stresul la care este supus. Am făcut și un mic test folosind Crystal Dismark ca să văd exact care este diferența între cele două medii. Am simulat copierea și scrierea unui fișier de 1 giga, asta pentru a-mi face o părere orientativă asupra vitezelor de operare. După cum putem vedea, cifrele sunt în favoarea SSD-ului, acesta fiind foarte apropiate de valorile înscrise pe site-ul producătorului. În concluzie, acest SSD îți poate revitaliza computerul mai vechi sau îmbunătăți performanțele unui sistem modern. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, până data viitoare, nu uita să verificați descrierea pentru prețul actualizat și linkuri, atât către modelul acesta, cât și către alte modele similare. Alternativele pot varia în funcție de bugetul fiecărui utilizator.